Bună! Pentru că am demarat maratonul pentru că, de care l-am postat pe grup și încep o grupă de 20 de persoane, pe data de 1 a 10-a, persoane care doresc să facă o curățare a sângelui, am decis să-ți spun câteva cuvinte despre cum funcționează organismul tău. Nu știu dacă tu știi, dar în sângele tău, în fiecare zi, mor între 100.000 și 200.000 de celule. Sângele nu se prea deosebește foarte mult de apa din exterior. De aceea este necesar să consumăm apă care să fie primită în sânge foarte ușor. Ce este important să știi? Cele mai mici vase, adică capilarele, contribuie în același timp și la procesul de respirație. Deci un sânge curat au niște capilare care funcționează corect și atunci procesul tău de respirație este foarte corect. Sângele tău este între 90 și 92% apă. Ce trebuie să mai știi? Că în sângele tău nu este primită apa care nu are minerale. Deci, o apă ca să fie primită în sângele tău foarte ușor, trebuie să fie o apă cu minerale naturale, biologic active și o apă care să fie cu cel mai important parament, un redox cu minus, adică este o apă încărcată cu electroliți naturali. Ce este redoxul? Capacitatea de oxidoreducere a apei. Când tu ai să consumi o apă cu redox cu minus, încărcată cu minerale, organele tale au capacitatea să nu mai oxideze. Nu eu o spun, studiile arată că atunci când apa are un redox cu minus și este structurată, adică celula a apei este asemănătoare cu celula noastră din sânge. Ea este recunoscută de către organismul nostru, de către celulele noastre și este primită în sânge în 10 minute. Acest fenomen face hidratarea la nivel celular. Deci celula se curăță și ea, fiind asemănătoare, structurată celula cu celula din sânge, celula apei, celula din sânge, ea este primită foarte ușor în celula noastră. Aceste procese, de fapt, contribuie și la oxigenarea organismului tău. Foarte important este că foarte multă lume apare că nu este oxigenată corect. Ce mai face această apă care este structurată și cu minerale? Curăță celula de tot ce înseamnă colesterol, elimină toxinele din sânge, adică celulele moarte, îți elimină și unele toxine din metale grele sau, mă rog, ce mai ai acolo, fluidizează sângele în mod natural. Când sângele tău este fluid, inima nu mai depune efort să pompeze un sânge viscos, îngroșat, datorită toxinelor. Astfel, dispar provocările cardiovasculare. Corpul tău îți va mulțumi când ai un sânge curat, fluid, care te ajută să fii sănătos și să ai foarte multă energie. În același timp, și celulele se regenerează destul de repede, încetinește și procesul de îmbătrânire. Și pielea îți va arăta mult mai frumos și vei arăta mult mai bine. Un start bun în sănătatea ta este primul pas, curățarea sângelui. Cele 30 de zile dedicate primului pachet te vor ajuta să-ți activezi detoxifierea naturală și regenerarea organismului tău. Ai șansa unică de a transforma atât interiorul cât și exteriorul tău. Dacă mai ai întrebări, contactează-mă, îți voi dezvălui toate detaliile în ce privește acest maraton. Scrie-mi start în comentarii sau scrie-mi în privat și am să-ți las link-ul unde poți rezerva o discuție cu mine de calificare super deschisă, în care putem vedea dacă ceea ce oferim noi este ceea ce te ajută pe tine. Și dacă te califici, poți intra în grupul nostru privat pe WhatsApp pentru a primi în fiecare zi informații și recomandări din partea mea. Te îmbrățișez cu drag, seară minunată!